Salutare lume proteică și bine ați venit la un nou video. Astăzi ne vom uita la un joc de la OxyGame, respectiv cutia.ro. Mulțumesc OxyGame pentru oportunitate. Și jocul la care ne uităm astăzi este Storyline, povești fermecate. Este un joc în care voi ca grup veți crea o poveste, dar nu este un joc cooperativ, cum poate sună, ci este unul competitiv. De ce? Fiindcă o să vedeți imediat, dar ideea este că fiecare jucător își va da continuarea lui și cel care are cele mai bune continuări primește puncte, respectiv la sfârșitul poveștii cine are cele mai multe puncte câștigă. O să mergem imediat la masă să vedem despre ce este vorba, dar încă niște informații generale despre Storyline. Este pentru 8+, eu spun că se poate juca și cu copii mai mici, undeva între 3 și 8 jucători. Și durează undeva la 15-30 de minute, deci un joc destul de rapid. Ok, haideți să mergem la masă să vedem despre ce este vorba și ne întoarcem după aia cu niște concluzii. Aici avem setup-ul jocului. Practic, fiecare jucător va primi o carte din fiecare acestea. Deci vedem aici o carte cu o însușire, cum ar veni, cu un obiect, cu o locație, cu un om și cu o acțiune. Fiecare jucător se poate uita la cărți. Vedeți aici, acțiunea este deghizeze, personajul este un corb, locația este râu, obiectul este mască și însușirea este bogat. Ok, deci fiecare jucător va avea 5 cărți în mână. O să facem așa, să vedeți doar cărțile astea, dar imaginați-vă că fiecare jucător are o carte din fiecare chestie, deci 5 cărți în mână. Apoi, ce se întâmplă? Există două decuri de cărți narrative, care practic ele încep cu... A fost odată ca niciodată într-un loc îndepărtat, a fost odată ca niciodată un personaj și așa mai departe. Deci există două decuri narrative. Nu o să trecem prin toate, o să luăm, hai să spunem, luăm ăsta negru ca să exemplificăm cum se joacă jocul. Și atunci ce se face? Fiecare jucător va fi pe rând în cerc pentru o carte naratorul și atâta se învârte acest deck până practic se termină a 15-a carte. Și atunci practic să zicem că... nu eu, ca să pot să exemplific cu deck-ul, dar să zicem că persoana din stânga este naratorul și întoarce prima carte. Și prima carte zice așa, a fost odată ca niciodată într-un loc îndepărtat. Ok, acum ceilalți jucători ce trebuie să facă? Trebuie să fiecare din jucători mai trage o carte din afară de narator. Deci personajul, jucătorul de aici din stânga, cum vedeți imaginea, el este naratorul, el întoarce cartea asta, el nu participă, cele 5 cărți ale lui nu se uită, adică le știe, dar nu-l interesează acum. Și practic ceilalți jucători de la masă trag încă o carte de locație, că loc ne trebuie aici, și se uită la ele. Și decide care crede ei că este cea mai bună continuare a poveștii. Zicem coteți de găini. No. Și atunci fiecare jucător își pune decizia lui în mijlocul mesei, cineva ia și amestecă cărțile și le dă naratorului. Naratorul va întoarce, se va uita la toate cărțile, zicem că, hai să punem așa, deci zicem jucătorul acela a pus cartea asta și aici a pus cartea asta. Și acum naratorul, noi suntem în poziția naratorului, se uită la cele 3 cărți, le amestecă, bineînțeles, ca să nu știe de la cine vin, și zice... El alege că cea mai bună continuare pentru loc aici este deșert. Și zice, ok, eu vreau aleg deșert. Și atunci povestea începe așa. A fost odată ca niciodată într-un deșert îndepărtat. Ok, și acum practic naratorul a ales deșert, se întreabă care din jucători a pus deșert și cel care a pus deșert primește un punct de aici. Își alege oricare din ăsta... coroană și o pune cu fața întoarsă, nu o întoarce, o să vedem imediat de ce. Ok, și atunci cărțile acestea se decartează, se pun la fund, puteți să le amestecați cum vreți voi. Și atunci, practic, toată lumea are iarăși tot 5 cărți. Și atunci ce se întâmplă? Decul de narator merge mai departe, la jucătorul de aici, care întoarce următoarea carte, care zice așa, un personaj malefic care conduce împărăția cu mână de fier. Ok, ce facem? Fiecare jucător din afară de narator, adică jucătorul de aici, eu și jucătorul de acolo, trag un personaj. Deci au două personaje. Întotdeauna în momentul când... De ce se întrage încă unul? Să ai două la alegere. Și zicem, hai zicem, un corb. Și da, pun corb aici, alt jucător pune asta, să zicem, și jucătorul ăla pune asta.
Și atunci jucătorul din față se va uita la cele trei cărți după ce le amestecă și alege corp, pisică și fată. Zicem fată. Și zice așa, și atunci povestea e așa. A fost odată ca niciodată într-un loc îndepărtat, într-un deșert îndepărtat, respectiv o fată malefică care conducea împărăția cu mână de fier. Și iarăși cărțile astea se decartează și cine a pus fată din jucători primește o coroană. Opa, o coroană. Și tot așa se învârte acest pachet de cărți până se termină și practic cu ultima carte, sfârșit, se creează povestea. Și așa fiecare are șansă să aleagă respectiv cărțile, respectiv să pună cărți și să aibă posibilitatea să câștige puncte. Și în momentul când s-a terminat pachetul de cărți, există o poveste completă, puteți să o citiți, să vedeți ce a ieșit, dar la sfârșitul jocului, bineînțeles, toată lumea își întoarce aceste coroane de puncte să vadă cine are cele mai multe puncte. Pe aici, pe undeva, vedeți că sunt de 1, 2 și de 3 puncte, dar mai sunt niște coroane, dacă ți-au picat, cu diferite efecte, care le vedeți aici. De exemplu, cizmă cea veche, acest jeton nu are niciun efect, balanță. Dacă cel mai mare punctaj obținut de mai mulți jucători, tu decizi care ai câștigă, capcană de urș și coroană, care au diferite efecte. Deci, practic, fiecare jucător are posibilitatea să fie de mai multe ori naratorul în decursul unei povești și de fiecare dată când cineva este naratorul, ceilalți jucători, în funcție de ce carte urmează, aleg ceva ce se potrivește și naratorul alege care îi se potrivește lui cel mai fain ca prelungire, ca continuare a poveștii. Și persoana care a ales cartea aceea va avea respectiv un punct și tot așa strânge punctele. Există și cărți cu câte două. Atunci, practic, persoanele care au pus una din cele două sau poate o persoană a pus ambele care au fost alese, primește două, respectiv câte un punct fiecare, că exact câte cărți au fost în continuarea poveștii. Asta este și așa se face și se creează povestea și la sfârșit se verifică cine are cele mai multe puncte și cine a câștigat. Acum, că ați avut posibilitatea să vedeți despre ce este vorba, aștept comenturile voastre cu păreri, întrebări sau nelămuriri care le mai aveți, respectiv dacă ați jucat deja jocul, aștept să-mi spuneți care e părerea voastră despre joc, respectiv să mă completați dacă cumva am omis ceva. Și din punctul meu de vedere, storyline, cum spuneam, se poate juca și cu copii mai mici. Eu zic că targetul în principiu acestui joc este pentru copii, pentru a aduce chestia asta faină de a crea o poveste, a o citi la sfârșit, să vezi exact care este povestea finală, să dai tot felul de, să zicem așa, continuări interesante, amuzante și așa mai departe. Deci eu cred că este un joc foarte, foarte atractiv pentru copii. Bine, clar, se poate juca dacă ești într-un grup care vă place să povestiți, respectiv aveți chef de ceva rapid și distractiv, clar se poate scoate și la adulți. Dar eu zic că la nivel de copii, jocul ăsta poate ajuta foarte, foarte mult și la îmbogățirea, să spunem, a imaginații, să faci pe copii să se gândească, să-și chiar să-și imagineze acea poveste sau copiii respectiv și să vezi exact cam ce idei au ei, respectiv ce continuări dă fiecare. Se poate face ca să se scoată, din punctul meu de vedere poți să-și scoți partea de puncte care are partea lui interesantă, dar ca să nu se, dacă te joci doar cu copii, poți să faci doar o poveste, să o creezi și lumea, respectiv naratorul, care este pe rând fiecare, cum ați văzut, să aleagă cărți și să vadă după aia care e povestea la sfârșit, fără să se acorde puncte. Dar există varianta și varianta. Deci, din punctul meu de vedere, dacă vreți un joc unde să, împreună cu copiii, să creați, să povestiți o poveste, recomand jocul și este și unul interesant să-l joci competitiv. Cam atâta pentru astăzi. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați să dați un subscribe aici și un like la pagina Protiplay, să fiți la curent cu tot conținutul care se întâmplă în cadrul Protiplay, evenimente și multe altele care o să vedeți că mai urmează. Mulțumesc și Oxygame, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!